Experiență de neuitat pentru trei elevi pășcăneni. Aceștia s-au calificat la faza finală a unui concurs național de oratorie, eveniment la care au participat peste 300 de elevi din toată țara. Mai mult, Colegiul CF Unirea din Pașcani este singura școală tehnică care a fost acceptată în Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică România din cele peste 100 participante. Weekendul ce tocmai a trecut a fost plin de emoții pentru trei tineri din oraș. Aceștia, elevi la Colegiul Tehnic CF Unirea din Pașcani, au participat la Ploiești la turneul național al celor mai buni debateri începători din țară. Săptămâna trecută am participat la Ploiești, alături de colegii mei, Cornelia Timofte și Iulian Puiu, la turneul național al celor mai buni debateri începători din țară. Au avut drept la participare 107 echipe cu peste 300 de elevi de la cluburi de dezbateri cu tradiție din țară. Anul acesta și clubul de la școala noastră a fost acceptat în Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică. Echipa de la Unirea, formată din elevii Flavia Rățoi, Iulian Puiu și Cornelia Timofte și coordonați de profesorii Daniela Oroșanu și Cătălina Fedeleș, au avut adversari puternici din București, Timișoara, Brașov și Ploiești. Acest lucru nu i-a descurajat și au reușit clasarea în primii 10 din cele 107 echipe prezente. Turneul de la Ploiești a consolidat bazele devenirii noastre de bun debater. Ne-a demonstrat că se poate în fiecare clipă să-ți depășești limitele imaginare și că există noțiunea de imposibil doar în dicționare. Echipa din Pașcani a fost apreciată de către arbitri și a fost invitată să participe și la următoarele turnee, cum ar fi cel de la începutul lunii martie.